ca legat de biomasă și de energia verde, ca o tematică nouă, este încheierea de acorduri de parteneriat cu comunitățile locale. În anul 2017 urmând să încheiem parteneriate cu 50% din comunitățile locale de la nivelul județului Caraș-Severin, comunități identificate ca fiind strict dependente de lemnul de foc furnizat din fonduri forestier, proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva. 20% din aceste parteneriate vor fi încheiate până 31 martie, iar restul până la 31 august, adică diferența de 30%. Lemnul de foc va fi pus la dispoziția comunităților locale, eșalonat în funcție de ritmul exploatării masei lemnoase și va fi disponibilizat pentru comunitatea respectivă timp de 30 de zile, după acest termen urmând să fie valorificat și altor beneficiari, nu numai comunităților locale respective. Concret, oamenii fac cerere sau cum va funcționa? Da. Lemnul va fi constituit în loturi, se va afișa la sediul ocolului volumul disponibil pentru comunitatea, pentru o anumită comunitate nominalizată la vizier, urmând ca cetățenii comunei respective să facă cereri pentru achiziția lemnului de foc în funcție de volumul de care au nevoie, și acesta va fi asigurat în cele 30 de zile acordate pentru această acțiune. Și câteva date despre... Yeah.
așa. Noștri de 3 zile nu frecventează cursurile școlare.